Bună ziua, domnule ministru, mulțumim că ați acceptat invitația la acest interviu. Ați făcut în urmă cu câteva săptămâni o propunere de nou cod fiscal și nou cod de procedură fiscală, extrem de îndrăznețe, multe tăieri de taxe, impozite, accize, reașezări de taxe la nivel local. Până la urmă, ce s-a schimbat atât de radical în economia României, încât să veniți cu acest proiect radical diferit față de proiectul de anul trecut, de exemplu, în afara de ministrul finanțelor, evident, care s-a schimbat între timp? În primul rând, mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că trendul pe care România este un trend foarte bun. Eu mi-aș dori să fie excepțional și avem șanse să mergem într-un trend mult, mult îmbunătățit. Dar după 2 ani și jumătate, aproape 3 ani de zile, în care, pe de o parte, am plătit ceea ce trebuia să plătim chiar în avans, și aici vorbesc în special de titlurile executorii, pentru că foarte puțină lume, nu mai vorbesc că s-au replătit salariile, că s-a readus CAS-ul, că s-a anulat impozitul pe profitul reinvestit, care toate au însemnat efort destul de mare din punct de vedere bugetar, dar prin faptul că am mutat plata titlurilor executorii din 2016 și 2015, în 2015 respectiv 2014, am creat premizele care, începând cu 2016, această presiune care a apăsat, vorbind de aproape, care era acum? Gândiți-vă, vorbind de aproape 10 miliarde, care România, pe 4 ani de zile, și noi i-am plătit 85% dintre ei în 2 ani. În 2014 și aproape un an și jumătate, că la 1 iunie terminăm aproape toate titlurile executorii. Această presiune de 10 miliarde nu va mai apăsa pe anii 2015, 2016, 2017 și așa mai departe. Numai anul trecut, spre exemplu, am plătit titlurile executorii de 4,6-4,7 miliarde. Acești bani noi nu să mai avem de plătit în 2016. Mai trebuie să ținem cont de un lucru. În fiecare an, economia, din momentul în care am revenit pe această creștere de 3 și ceva la sută, 2,9, eu sunt sigur că anul acesta vom depăși ținta propusă cu mult. De la 2,5 ne vom duce în condiții normale. Eu nu iau deocamdată condițiile extraordinare, care nu le exclud, dar în discuția economică nu le iau în calcul, vom depăși ținta de 3%. Acest lucru înseamnă, de fapt, o creștere anuală a veniturilor de aproximativ 12 miliarde. Plus, minus. 13 într-un an, 12 în altul, dar niciodată nu a fost sub 10. Și dacă vă uitați pe execuția anilor 2013-2014, pe prognoza pe 2015 agreată cu FMI și Comisia Europeană, o prognoză agreată în sensul în care noi nu am fost foarte confortabili, în sensul în care 8 miliarde am cedat, pentru că specialiștii noștri au spus: domnul ministru, vom face 234 de miliarde în condițiile în care, bineînțeles, vom avea atragerea fondurilor europene peste 80%, dar printr-o mai bună activitate a ANAF-ului aducem suplimentar 8 miliarde împărțite pe trimestre, 1,5 în primele două, 1,5, 1,5, respectiv 2,5, 2,5 în ultimele două trimestre. Este FMI-ul și Comisia Europeană, fiind în acord, nu au acceptat și am lăsat doar această creștere de 12 miliarde, care urmează să fie și anul viitor. Deci, practic, spuneți dumneavoastră că această creștere economică pe care România s-a înscris va fi suficientă pentru a absorbi, pentru a acoperi eventualele scăderi de încasări, de venituri cauzate de scăderile de taxe și mult mai mult decât suficientă, pentru că noi n-am mers la limita maximă. Gândiți-vă că cel mai mare impact pe acest plan de 5 ani de zile, și vorbesc de planul 2015-2020, eu nu vorbesc de codurile fiscale, au valabilitate și intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016, pentru că trebuie să respectăm legislația, cerem predictibilitate, cerem stabilitate, trebuie să fim primii care o aplicăm. Însă voi cere scuze mediului de afaceri când anul acesta vom interveni printr-un act sau cel mult două acte, și o parte din ele, TVA-uri și accizele, le vom introduce prin ordonanță de urgență, pe de o parte. Pentru că trebuie acești 8 miliarde, care deja încep să vină. Suntem după două luni și ne apropiem de finalul primului trimestru și ne vom face acea sarcină, ANAF-ul face acea sarcină suplimentară de 1,5 miliarde, va veni și FMI și Comisia Europeană la sfârșitul aprilie și sunt sigur că o vor confirma și atunci vom vedea care sunt specialiștii care au avut dreptate. Și atunci această sarcină... Vă
Vă mențineți promisiunea că veți cădea TVA-ul? Dar nu, este o obligație a oricărui ministru de finanțe. Nu poți ca banii suplimentari să-i ții într-un cont, să stea, nici nu poți să-i cheltui și atunci trebuie să umbli la taxe. Când trebuie să reduci. Când faceți lucruri cu scăderea TVA și sau a unor accize? În momentul în care... Parte sau una doua parte? Va depinde exclusiv de acest lucru, de nivelul veniturilor suplimentare. Practic, în momentul în care vom avea un impact de, să spunem, 3 miliarde prin scăderea TVA-ului pentru 6 luni de zile sau 5 luni de zile sau 8 luni de zile și în același timp vom avea venituri suplimentare de 3 miliarde, acelea le vom bloca până la finalul anului, adică nu le vom cheltui, tocmai pentru a putea anihila în întregime impactul bugetar produs de reducerea TVA-ului. Aceste creștere în special din îmbunătățirea de la ANAF. Avem cu toții datele din 2012, unde gap-ul pe TVA, de exemplu, era 44%, anul trecut, unde aveam un 16-17% evaziune fiscală din PIB. Toate aceste lucruri se reduc încet, încet și vă spun care sunt și metodele. Numai de la 1 februarie anul acesta s-a introdus un nou sistem pentru cei care vor să se înregistreze în scop de TVA. Și vă dau un exemplu că este grăitor. Dacă până la 1 februarie, în regiunea București-Ilfov, vorbim de regiunea care aduce cei mai mulți bani, avem aproximativ 4.000 de firme care cereau acest lucru lunar, astăzi mai avem undeva la 40. De ce? Ele sunt împărțite... 10%? Nu, 1%. Da. Ele sunt împărțite astăzi în 3 clase de risc. Deci dacă dumneavoastră vreți să deveniți plătitor de TVA, faceți o cerere, imediat sunteți chemat la un interviu, completați o fișă și intrați în 3 categorii. O categorie în care primiți și nu există niciun risc pentru dumneavoastră, istoricul financiar, fiscal al dumneavoastră, câte companii ați avut, unde ați mai făcut afaceri, câte ați băgat în faliment, în insolvență, dacă există pe undeva suspiciunea că ați fost evazionist. Deci, dacă nu există nicio suspiciune, primiți imediat. În a doua categorie, există o suspiciune rezonabilă, dar nu există și veți fi pus sub monitorizare. Și a treia, în care există risc major, în sensul în care sunteți dovediți, sunteți în punctul proces, ați fost în altă țară și acolo aveți un istoric destul de rău, nu primiți. Este foarte important și mai mult decât atât s-a introdus inclusiv la firmele care se vând. Adică nu puteți să, pentru că să o cumpărați alta, că aceea nu este înregistrată. Vă da, acesta este singurul motiv. Al doilea, să știți că deși poate, multă lume a spus, da, se introduce loteria bunurilor fiscale, se introduce obligativitatea să dau bonul fiscal, că dacă nu fuge omul cu marfa din magazin sau mănâncă și se ridică și nu plătește, s-a introdus de asemenea obligația și încet, încet toate societățile vor trebui să se roteze cu case de marcat, cu jurnal electronic, astfel încât în 2016 să avem această raportare zilnică, iar de la 1 ianuarie 2017 online, mare atenție, adică 700.000 de case de marcat, când vor emite bonul fiscal online, va ști și Ministerul Finanțelor prin ANAF. Toate aceste lucruri au dus, și aici vorbesc de estimările ANAF-ului, la o creștere cu cel puțin 15% doar în ultima lună. A bonurilor fiscale emise față de perioada comparativ cu anul viitor. Ca număr. E foarte important. Asta ce înseamnă? Un comportament mai corect în piață. O conformare. Adică, într-un fel sau altul, lumea începe să devină conștientă că dacă ajută la acest efort al Ministerului Finanțelor și ANAF-ului, ce primește? Pe de o parte, o reducere a taxelor care va ajuta atât firmele cât și populația, iar pe de altă parte chiar și o șansă, și nu trebuie deloc să bagatelizăm această loterie a bonurilor fiscale, de a fi câștigătorul unui premiu de 1.000.000 de lei, lunar începând cu 1 iulie sau ocazional prima dată 13 aprilie de Paște, apoi va fi și de Crăciun și tot așa în fiecare an. Haideți să ne întoarcem la codul fiscal. Ați spus că una din posibilități este o asumare a răspunderii guvernului. Credeți că se va întâmpla acest lucru sau e timpul ca până la 1 iulie să treacă prin toate procedurile? Este timp Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Este timp suficient. Ce se întâmplă?
până la sfârșitul lunii iunie, când se termină sesiunea parlamentară, trebuie ca Senatul și Camera Deputaților, deci au peste 3 luni de zile, să dezbată aceste două proiecte legislative și să le aprobe, bineînțeles, într-o formă îmbunătățită. Nimeni nu spune că varianta care pleacă de la guvern trebuie să rămână identică. Sunt foarte multe propuneri care vin de la parlamentari. Am discutat cu ei și în comisiile de buget finanțe, am discutat și la grupul Partidului Social Democrat. La orice grup voi fi chemat, voi participa. Au câteva idei și propuneri și le-am spus. Cea mai mare plăcere le voi susține după ce vom face analizele, impactul și chiar cred în colegii mei că, fiind și senator, că vor adopta aceste... Deci aceste nu credeți că se va ajunge la asumarea asumării guvernului? Nu. Care ar fi riscul pe care l-a menționat domnul prim-ministru? Dacă în iunie Camera Deputaților, să spunem, nu aprobă cele două coduri, atunci începe vacanța parlamentară, ne-am duce în septembrie. Și nu mai puteți să îl implementați de la 1 ianuarie? Poți, dar nu respecti legea pe de-o parte. Doi, agenții economici nu o să fie puși la punct cu codul de procedură, cu firmele nu vor ști care sunt noile reguli pe care trebuie să funcționeze, nu sunt suficiente cele două coduri. Cele două coduri, ambele au norme, nu poți să vii să prezinți normele până când nu ai codurile adoptate și nu este normal să te duci cu ele în octombrie, noiembrie și să spui peste o lună schimbăm tot, pentru că numai în cele două coduri avem peste 600 de completări și modificări și când mă refer, nu mă refer la un rând care a fost schimbat sau o propoziție. Avem capitole și titluri întregi care au fost refăcute. Nu toate, dar o mare parte. Înapoi la esența modificărilor propuse de dumneavoastră în nou cod fiscal și cod de procedură fiscală, care sunt garanțiile că după implementarea măsurilor din acest nou cod fiscal nu ne vom trezi că deficitul bugetar creat este nesustenabil? Este o întrebare pusă de mulți analiști, mulți oameni din mediul de afaceri cu care am discutat. Eu însumi ne-am scris despre acest pericol ca toate scăderile de taxe și impozite să fie nesustenabile la un moment dat. Care sunt garanțiile că nu se va întâmpla asta? Dacă ați văzut, avem două tipuri de impact brut și net, să le numim așa. Nimeni nu a contestat sau au existat câteva voci la început care spuneau, bun, impactul brut nu este de 16 miliarde în primii 2 ani, 2015-2016, este 25, dar nimeni nu a venit concret să spună la TVA, ați greșit, vedeți, 100 de milioane. Nimeni nu a venit să spună acest lucru. Dar înțeleg că există, acum se fac calcule, inclusiv președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, a spus că ei lucrează în momentul ăsta la o... Și este foarte bine să se facă acest lucru și să vedem dacă ceea ce a spus Comisia de Prognoză și Direcția Macroeconomică este susținut în întregime. Noi, ca și Ministerul de Finanțe, specialiștii de acolo, și vă spun că vorbim de sute de specialiști care au lucrat, susținem că această variantă va fi cea adoptată. Dar, într-adevăr, este bună întrebarea de unde această susținere. Din acea creștere economică pe care noi avem, aproximativ 12 miliarde la venituri anual, din faptul că nu vom mai plăti titlurile executorii în 2016, din faptul că inclusiv 2016-2017, posibil chiar și 2018, să nu mai avem acest nivel al cofinanțărilor, pentru că indiferent dacă aplicăm politica fiscală sau nu, 2016 nu va mai fi un an de vârf ca 2015 și 2014 la atragere fonduri europene, tocmai pentru că vorbim de o altă, se închide anul acesta. Da, dar vom avea de plătit top-up-ul pe care acum... Nu, nu. Top-up-ul nu-l vom pierde niciodată. Pierde odată cu ieșirea din acord. Nu se va pierde acel top-up de 10%, sub nicio formă. Nu, acel top-up va rămâne atâta timp cât noi suntem în acești indicatori. Deci este o falsă temă acea cu top-up. Surse din Comisia Europeană ne spun că, din potriva, acel top-up se va pierde din 16 din septembrie. Surse. O să vedeți din septembrie că nu se va pierde acel top-up. Și România... Vă asumați public că odată ce România va ieși, dacă va ieși din acel acord... Dar nu e vorba să iasă. Noi nu ieșim din acord. Nu, aici... Aici aveți dreptate. Dacă România ar ieși, este un risc să se întâmple ceea ce spuneți dumneavoastră. România nu vrea să iasă. Și noi nu ieșim. Și mare atenție, cu FMI-ul și Comisia Europeană, noi nu ne-am înțeles asupra trei chestiuni. Și aici vorbim de complexul energetic Hunedoara și Oltenia, unde am propus ca într-o lună și jumătate, până în luna aprilie, să venim cu un plan de reorganizare foarte bine făcut de Ministerul Energiei și să-l discutăm. Și nu ne-am înțeles asupra planului de liberalizare a prețului la gaze.
dumnealor au propus până în 2018, noi am spus până în 2021, în anumite etape, astfel încât acea creștere să fie reabsorbită mult mai simplă de aceste reducere taxe, dar și de reducerea prețului petrolului pe piața mondială, tocmai pentru a nu fi resimțită de consumator. Cred că tocmai îmi dați o știre. Spuneți că Guvernul României vrea să prelungească acordul pe care îl are până în luna septembrie, să-l prelungească așadar, să facă un nou acord cu FMI și Comisia Europeană. Dar a spus și premierul că noi nu mai vrem acest tip de acord. Dar noi nu avem niciun fel de problemă să intrăm, să continuăm, să fim într-un parteneriat, într-un alt tip de acord, mult mai flexibil, în care să existe mai puține condiționalități, dar să existe o astfel de centură de... Acea linie, pusă la dispoziție. Care este, să spunem, valabilă doar pentru situații de risc major, care nu s-au întâmplat în ultimii ani, nu am apelat, nu este nevoie. Astăzi România nu este în situația de a avea nevoie de bani. Astăzi România este în altă situație, de a avea are nevoie de spațiu fiscal și are nevoie de un master plan care să fie aplicat, care să intre în aplicare și de fonduri europene care să fie atrase și să dispară blocajele de la nivel instituțional. Pentru că eu, uitându-mă pe execuțiile lunare, pe execuțiile de la jumătatea lunii, să știți că remarc un oarecare situație de blocaj al unor instituții și cred că și din punct de vedere legislativ. Și aici dau dreptate. La ce instituții vă referiți? Ministere, autorități locale. Se vede că a scăzut acel apetit sau acea posibilitate de a investi banii mai ales în începutul de an. Băi, comparați cu anul trecut, ce s-a întâmplat. Am avut creșterea investițiilor. Am avut o creștere a investițiilor 2014 față 2013, dar dacă vă mai amintiți, până la jumătatea lunii octombrie, noi am fost pe excedent bugetar anul trecut. Adică în 45 de zile s-a reușit acea recuperare. Nu este de dorit să se repete aceste lucruri și tocmai de aceea am modificat, este pentru prima dată, după 20 ceva de ani, când modificăm trimestrializarea în România. Și anume alocăm cât mai mulți bani sau posibilitatea de a se cheltui banii în trimestrele 2 și 3, care eu consider că sunt trimestrele de vârf și în ceea ce privește posibilitatea din punct de vedere al vremii. Haideți să revenim, vă rog, la ceea ce a spus despre acordul cu FMI și Comisia Europeană. Deci știrea este că guvernul își dorește un nou acord din septembrie, când expiră actualul, cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, dar un acord diferit, mai flexibil decât cel care există acum. Ca să fiu exact ceea ce am spus eu, știrea este că ne dorim să încheiem acest acord și nu dorim să ieșim din acord. Adică dorim să rămânem în acord până la sfârșitul, până în septembrie, când el se termină. Și nu excludem posibilitatea să intrăm într-un nou acord, dar un alt tip de acord, mult mai flexibil. Nu excludem această posibilitate, n-am exclus-o niciodată. Ne întorcem la esența codului fiscal. Destul de mulți reprezentanții mediului de afaceri cu care am discutat sunt pur și simplu neîncrezători în sustenabilitatea măsurilor pe care le propuneți. Ați prevăzut, de exemplu, pierderi la buget de 16 miliarde de lei în 2016. Cum le compensați exact? Nu. Ca să fim mai exacti, foarte mulți investitori, cel puțin cu cei cu care am vorbit și noi și credeți-ne că am vorbit cu sute de reprezentanți oamenilor de afaceri și aici vorbesc de AmCham, de Camera de Comerț Americană, vorbesc de Coaliția pentru Dezvoltarea României, unde sunt practic cel mai multe patronate reprezentate, dar și de majoritatea patronatelor din turism, din agricultură, toate să știți că cel puțin 9, poate dura să vă spun altceva, au spus că susțin cu ardoare ca aceste coduri, poate puțin îmbunătățite, să intre în vigoare și mai mult decât atât, au spus că ele au mare încredere și în faptul că bugetul va putea suporta aceste lucruri, asumându-și chiar și riscul de a avea un deficit puțin mărit, pe care l-am spus din start. Nu există acest risc. Acest risc nu există pentru că impactul de 16 miliarde pe care vorbiți dumneavoastră este un impact brut. Impactul, de fapt, va fi net așa cum. Dacă ne uităm și la CSE, în octombrie, când a fost aplicat, a trebuit să-l prevedem în buget cu o reducere de 5%.
Astăzi suntem la a treia lună de aplicare și ce constatăm? Că reducerea este de 3,4%. Deci deja 1,6, deci aproape o treime, la 32%, a fost reabsorbit doar în doar 3 luni de zile. Asta înseamnă impactul net față de impactul brut. În impactul brut luăm în calcul 5%, dar în realitate impactul net după 3 luni este de doar 65%. Impactul net, deci va fi pe 2015 și 2016, mare atenție, de aproximativ 7 miliarde. Putem discuta aici. Poate alții pot să spună, domnule, impactul net nu va fi. Ați luat voie în calcul că veți crea 325.000 de noi locuri de muncă. Poate ați fost prea optimiști, poate vor fi 200.000. Deci nu va fi 7 miliarde, va fi 10 miliarde. Dar acest impact de 10 miliarde este mai mult decât suportabil, pe de-o parte. Din creșterea de la NAF de 8 miliarde și începem să nu mai excludem, pentru că până acum spuneam ce creștere de la NAF, că nu există. Bun, dar deja execuția pe primele două luni ne arată că peste un miliard, mult peste un miliard, o să avem... E posibil să fie o situație conjuncturală această execuție pe primele două luni, pentru că s-au mai văzut... O să vedem și în martie. Și mai mult decât atât. În iunie, când se vor aproba codurile, probabil în iunie se vor aproba, vom avea deja execuția la 5 luni. La 5 luni. Și atunci când... Vorbiți de ANAF, e același ANAF unde avem doi indicatori care arată că nu își face foarte bine treaba. Primul e recuperarea prejudiciilor din dosare și aici e o mare problemă. Avem aproximativ 10%. Și o întrebare. Noi, Onius, urmărim cu mare atenție acest lucru, dar nu numai noi. Am văzut și la bilanțul DNA. Iar al doilea indicator, controlele vizând persoanele fizice cu averi mari, unde nu am văzut mari rezultate. Poate greșesc, contraziceți-mă. Cât să credem în acest scenariu cu reducerea evaziunii, în care ANAF e actorul principal, care, așa cum spuneți, pe primele două luni a adus încasări mari, da? Să credem că e sustenabil, pentru că vedem ANAF-ul în două situații că se comportă nu la fel de bine, cum spuneți dumneavoastră. În două situații în care, dacă punem întrebarea sau elementele într-o anumită linie, aveți dreptate. Dacă le dăm însă valoarea exactă și corectă, s-ar putea să înțelegem că și ANAF-ul are argumentele sale. Să nu comparăm două lucruri. Să nu comparăm sumele de bani sau bunurile care sunt puse sub sechestru asigurator cu cele asupra cărora avem hotărâre definitivă și irevocabilă. Dar sigur, există situații diferite. Ei nu pot să le recupereze, să înceapă recuperarea decât asupra celor din urmă. Mai mult decât atât, pot să înceapă asupra celor din urmă doar în momentul în care aceste hotărâri sunt definitive și irrevocabile, inclusiv în ceea ce privește partajul, separarea, pentru că și acestea... Bun. Despre acestea vorbim. Sunt 10 cazuri în care nu avem nicio mișcare din partea ANAF. Vom avea o situație exactă săptămâna viitoare pe care ANAF o va prezenta. Procentul nu este acesta, pentru că vorbeam de măsurile asiguratorii. Acolo este o diferență. Pe de altă parte, să știți că sunt foarte multe bunuri din 2004. Sechestrate, care astăzi ajung să fie valorificate, valoarea lor a scăzut, pentru că până în 2011-2012 a existat un dezinteres total să se întâmple ceva cu aceste bunuri și practic am de 2 ani de zile s-a început cu intensificarea luptei ANAF-ului de a recupera aceste prejudicii. Dosare de corupție în care s-au dispus astfel de măsuri au fost finalizate. Exact. Deci acum vorbim de acele decizii vechi. Și va exista o prezentare a ANAF-ului și ceea ce intenționează să facă în perioada următoare. Cum v-am dat exemplu la TVA, așa va trebui să facă și în această direcție. Dar inclusiv în ceea ce privește sechestrul care este pus pentru firmele în insolvență. Sunt multe categorii de punct. Am putea să luăm bani? Vă dau un singur exemplu. Ca să vedeți totuși... La capitolul veniturilor am discutat cu FMI și Comisia Europeană. Bun, avem sub sechestru atâtea miliarde la insolvență, atâtea zeci de milioane dispuse de alte instituții ale statului. Trebuie să prindem câteva, să estimăm câteva venituri pentru anul acesta pe cele două componente. Da, zero. Atât au fost prinse în estimările FMI-ului și Comisiei Europene. Și aici va fi o... Va fi o creștere. Vor fi, eu sper că vom depăși un miliard. Credeți că aceste încasări suplimentare pe primele două luni, ianuarie și februarie, își vor menține ritmul pe tot anul? Nu e posibil să fie doar o întâmplare, să spunem, ianuarie și februarie? Nu poate fi o întâmplare, pentru că nu vin doar cele două luni. Vin și lunile din spate. Noi am hotărât anul trecut să rezolvăm o problemă mult mai veche a
companiilor, și anume rambursarea TVA-ului. Dacă v-am amintiți, în perioada 2010-2011, chiar și 2012, rambursarea TVA-ului se făcea aproape la 9 luni, 10 luni de zile, în unele cazuri. Astăzi am coborât aproape la 50 de zile, adică ne încadrăm exact în termenii legali de 45, plus minus 5-10 zile. Acest lucru a însemnat că, chiar dacă noi am încasat mai mult TVA, am avut și mult mai mult de rambursat, pentru că venea din spate. Și în 2013 și în 2014 ne-am ocupat de această problemă. A trebuit să rambursăm TVA-ul, pentru că TVA-ul pe care dumneavoastră le găsiți în buget ca și venit, este compus de fapt din ceea ce încasăm, minus ceea ce rambursăm. Și de aceea apar anumite scăderi, tocmai pentru că a trebuit să plătim tot acest TVA, care era întins pe 9-10 luni de zile, le-am adus la o lună și jumătate, maxim 2 luni de zile. Revin la codul fiscal, la codul propunerea de cod fiscal. Iată ce spune și Consiliul Fiscal într-o primă, președintele Consiliului Fiscal Ionuț Dumitru, într-o primă estimare. Punctul slab al propunerilor din draftul de cod fiscal e sustenabilitatea lor din perspectiva constrângerilor bugetare. Am putea asista la o creștere a datoriei publice la peste 40% din PIB, nivel peste care analizele arată că ajungem într-o zonă în care avem vulnerabilități foarte mari. Cum răspundeți la asta? Din potrivă. Noi anul acesta vom scădea datoria publică. El se referă la 2016. Și anul acesta și în 2016 trendul se va menține pe scădere. Vă dau un singur exemplu. Noi am reușit să ajungem de la 14%, astăzi suntem la 7% în ceea ce privește sumele pe care noi le plătim pentru dobânzi din buget, ceea ce este un lucru extrem de important, să vii de undeva, să cobori aproape la jumătate. Și mai mult decât atât, cred că suntem a treia sau a patra țară în ceea ce privește datoria publică. Nu ne dorim să ajungem la 60% sub nicio formă. Acest lucru ar însemna să depășim deficitul pe care l-am asumat. Să nu uităm că anul trecut ținta de deficit a fost de 2% și noi am ajuns la 1,85%, deci ne-am încadrat, a mai rămas și spațiu. Cred că trebuie să vedem ce poate România. 25 de ani am tot văzut ce nu se poate. Nu putem să reducem taxele, nu putem să facem mai, nu putem să facem mai. S-au redus, cum să nu? S-au redus taxele în România. Când a fost Muguri Sărescu, în 99... Când ați fost dumneavoastră la putere în 2004-2005? Erați pe vremea aia în PD? Atunci nu. Atunci doar a fost cota unică. Și după aceea, fiscalitatea. Și a fost bine? Atunci a fost bine. A fost bine. Acum ar ce-ar fi rău? În 99 a fost bine? A fost bine. Și eu, dar m-am interesat. A fost bine. De ce acum ar fi rău? De ce acum când chiar avem posibilitatea? O să vă spun de ce. Pentru că am trecut între timp prin următoarea situație. Am trecut prin perioada 2007-2008, când am avut o serie de măsuri populiste, cumva în oglindă față de aceste promisiuni de scădere de taxe și salarii. N-au nicio legătură. Nu, atenție. La raționament. Am avut o serie de creșteri de venituri la bugetar, dacă vă aduceți aminte, bugetare, asistat social, pensionar și așa mai departe. După care a venit criza și în 2009 ne-a trezit cu un deficit bugetar pentru acoperirea căruia au trebuit luate acele măsuri extrem de dure din 2010, când la fel erați parte din partidul aflat la guvernare. Cu ce ne convingeți acum că nu ne vom trezi în sfârșitul 2016, poate începutul 2017, într-un scenariu la fel de rău, să spunem, în care populația și mediul de afaceri se va trezi cu taxe noi și impozite noi care să acopere gaura în buget adusă de aceste scăderi de taxe și impozite. Pe de o parte, în 2008-2009 a fost și o criză mondială, iar pe de altă parte, măsurile luate au fost cu întârziere și proaste. Asta este un lucru pe care oricine îl poate... Faptul că am redus brusc salariile cu 25%, de fapt, știți ce a însemnat? A însemnat că am făcut o economie la buget de aproximativ 7%. Nu, eu mă referam acum la ce s-a întâmplat în 2008, când au fost create premisele pentru acel deficit uriaș în 2009. Nu suntem deloc în situația anului 2008. Dacă ne uităm la deficitul din ultimii ani, vedem că noi suntem la 1,8% de fiecare dată, 2% de fiecare dată suntem acolo și anul acesta nu vom depăși ținta propusă. Și avem acest spațiu suplimentar pe care nu trebuie să ratăm. Ar fi o greșeală ca România să rateze acum această oportunitate, această fereastră de oportunitate. Trebuie să discutăm cu specialiștii în fiscalitate două lucruri. Unu, dacă se pricep și la buget,
Pentru că văd că, pe de o parte, spun, doamne, măsurile sunt bune, dar anumiți, că nu toți, anumiți spun, domnule, dar bugetul nu suportă. Bun, sunt specialiști în buget și dacă sunt specialiști în buget, să spună ce argument au pentru a ne convinge pe noi să ținem banii încasați suplimentar și veniturile pe care le vom avea în anii următori și să nu îndreptăm acolo unde trebuie, spre reducerea taxe și impozite. Dumneavoastră, dacă ați fi ministru de finanțe și v-ați afla într-o astfel de situație și ați face o analiză foarte atentă cu mediul de afaceri, și credeți-ne că ne-am întâlnit de sute de ori cu mediul de afaceri, cu specialiștii din finanțe, cu specialiștii de la Banca Națională, cu alți specialiști. Și toți ar spune, domnule, ăsta este momentul, trebuie să dăm României o șansă, dacă vrem să ne ridicăm la nivelul, măcar la nivelul mediu, în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Ați întârzia? Vă spun ce aș face. Nu sunt în situația asta, nu sunt un specialist nici în buget, nici în finanțe, sunt doar un ziarist care se întreabă tot timpul care este sustenabilitatea măsurilor pe care autoritățile le iau. Și atunci m-aș gândi dacă nu cumva o aglomerare de reduceri de taxe și impozite poate să dezechilibreze pe o perspectivă scurtă sau medie să dezechilibreze bugetul țării și atunci m-aș gândi dacă nu cumva aș putea să iau în pași mai rar, să spunem. Să nu îngrămădesc atât de multe măsuri într-un singur an, cum va fi 2016, ci să întind aceste măsuri pe o perioadă mai lungă de timp. Asta este opinia multora dintre cei cu care am discutat. Temerea, inclusiv a mea, ca 2016 să nu fie un an în care economia României să se dezechilibreze profund. Nu poate fi. Pentru că aici vorbim, în codul fiscal noi nu puteam să prindem modificări și din 2015. N-aveam cum. Acestea vor trebui făcute prin ordonanță de urgență. În codul fiscal apar 2016-2020 și ați văzut că planul prevede clar, inclusiv aceste lucruri care se aplică în 2017-2018-2019, iar cele din 2016 am anunțat încă din primele momente că acest impact va fi suportat atât de 2015 cât și de 2016. Parțial. Adică o parte din măsuri le aplicăm încă de anul acesta. Acel impact de 7 miliarde care poate fi suportat el însuși doar de creșterea economică, dar nu este bine să mergem doar pe acest calcul, va fi inclusiv în 2015 introdus. Știți de ce mai este neîncrederea aceasta? Vă citez foarte scurt un pasaj dintr-o discuție celebră de anul trecut, probabil că o să recunoașteți. Citez. Măsura aceasta este o măsură extraordinar de bună și pentru mediul de afaceri, dar și pentru angajatori. O susțin din tot sufletul. Vă asigur că am făcut studii foarte bune și nu am niciun fel de dubii că această măsură este una bună, care nu va pune în pericol nici țintele bugetare de anul acesta, dar nici pe cele de NTO de anul viitor. Este un citat din doamna Ioana Petrescu, fost ministru de finanțe, la celebra întâlnire în 3 cu premierul Victor Ponta și președintele Traian Băsescu. Și a greșit? Păi, acum vedem că vreți să flexibilizați MTO-ul. Păi nu, aia este cu altceva. Noi vrem să flexibilizăm MTO-ul. De ce? Pentru master planul de la transporturi. Deci, noi vrem 0,5 să obținem derogare în următorii 4 ani de zile. Păi, n-a spus asta. Nu, cum? Am spus-o din primul. Și la Ecofin. Când am fost... În comunicatul finanțelor nu cred că apare că pentru master planul... Nu, pentru infrastructură, am spus. Pentru infrastructură. Deci, MTO-ul, cei 0,5% anual în următorii 4 ani de zile, nu vrem să-i luăm decât pentru investiții în infrastructură. Adică în master planul care va fi aprobat. Adică aproximativ 1 miliard de euro anual vrem să-i punem la dispoziția, în plus, Ministerului Transportului pentru a-și putea duce la îndeplinire acel master plan. Deci, niciun caz, derogarea de la MTO, dacă va fi aprobată, și eu cred că va fi aprobată, niciun euro sau niciun leu de acolo nu se va duce în altceva decât în autostrăzi și în căi ferate. Să ne înțelegem. Iarăși am mai auzit povestea asta cu niciun euro din supra-acciza la motorină nu se va duce în nicio parte decât în construcția de autostrăzi, drumuri, infrastructură. Pe anul trecut
nu s-a construit aproape nimic în România, cât s-a încasat acea supraacciză, nu? Bine, eu nu știu ce s-a construit, eu spun că s-a plătit. Deci noi anul trecut am plătit facturi pentru autostrăzi, știu că s-au și tăiat, s-au și lansat. 2014, din punct de vedere al investițiilor în infrastructură, de asta spun că există o anumită neîncredere, s-au făcut plăți doar spre sfârșit. Nu, aici e o greșeală, că n-are cum să fie la minimul istoric, pentru că a fost peste 2013, care a fost peste 2012, care a fost și așa mai departe, rostogolit. Ca valoare absolută, dar nu ca procent, atenție. Ca valoare absolută eu vorbesc. Da, eu vorbesc acum ca procent. Ca procent din cheltuielile în investiții în 2014 au fost la minim, da? În condițiile în care noi am avut o suprataxă pe carburant care ar fi trebuit să finanțeze exact aceste investiții. De-aia spun că e greu de convins până la urmă că aceste derogări se duc, de care vorbiți, ale NTO-ului, sunt fix pentru infrastructură în care noi am mai auzit placa asta anul trecut. Și... Bine, aici este vorba de un acord pe care îl vom face cu Comisia Europeană în momentul în care această derogare va fi acceptată. Banii vor fi urmăriți unde se ducă. Nu e chiar... Ce reacție aveți de la Comisia Europeană pe această propunere pe care doar... Va trebui la sfârșitul lunii aprilie să prezentăm un plan de măsuri de restructurare astfel încât a cheltuielilor în principal, astfel încât această măsură să poată fi susținută. Trecem la o serie de întrebări rapide despre chestiuni punctuale. Loteria română. Aici sunt mai multe întrebări. Loteria română care se află în ograda finanțelor. În primul rând, care au fost veniturile loteriei din exploatarea videoloteriei pe 2014? Pentru că potrivit contractului de asociere, participație încheiat în noiembrie 2013 cu firma Novomatic pe o perioadă de 15 ani, loteriei românei se garanta un venit proporțional de minim 75 de milioane de euro anual. A obținut acest venit în 2014? Nu, nu l-a obținut. Astăzi este corpul de... Astăzi. De peste o lună de zile, corpul de control este acolo tocmai pentru a verifica și acest aspect. Au mai fost de două ori corpul de control la loterie, dar nu a verificat și acest contract cu Novomaticul. A fost pe intralot. Acum am trimis... Luna trecută, nu acum, am trimis pe Novomatic. Când voi avea raportul, voi prezenta tot. Cred că până la sfârșitul lunii martie am acest raport. Nu va întârzia. Și este foarte bine să tragem cu toții concluzii. Eu m-am uitat pe contract. N-ar fi bine să spun înainte. Afirmația dumneavoastră nu este chiar exactă. Există o anumită prevedere că într-un anumit an, dar în niciun caz nu vorbea de 2014, dacă se îndeplinesc anumite condiții, adică 10.000 de aparate și așa mai departe, nu s-au îndeplinit, se va obține acel venit minim. Dar cel mai bine este specialiștii să vină să ne spună exact. Dar din punctul de vedere, dumneavoastră de vedere, cum este contractul? Ați spus că l-ați văzut. E un contract... Nu o să vă spun punctul meu de vedere, pentru că vreau să văd ce spun specialiștii. Dacă au fost venituri mai multe și a avut un avantaj, de regulă este bine, dacă nu, e o problemă. Ce decizie a fost luată în privința sistemului Lotto, având în vedere că s-a renunțat la colaborarea cu Intralot? Conducerea loteriei a afirmat în ianuarie că mentenanța urmează să fie asigurată de o firmă cu experiență în domeniul subcontractor al intralotului. Cine este acest subcontractor? Nu știu să vă spun. Ceea ce vă pot spune eu este că în ceea ce privește conexiunea între sedii, am renunțat la vechiul sistem și ne îndreptăm spre un sistem prin STS. Vom reduce și costurile lunare cu aproximativ 90%, deci este extrem de important. Pe de altă parte, în bugetul care se aprobă în această perioadă, am înțeles și de la Consiliul de Administrație și de la AGA că sunt prinși bani, astfel încât dumnealor, până la sfârșitul acestui an, să poată să-și dezvolte în sistem, în regim propriu, mentenanța, softul și așa mai departe. Adică începând cu 2016, eu aș vrea să nu mai depindem de niciun factor extern. Spuneți că va fi în regim propriu, absolut, de loteria română, fără să mai apeleze la o licitație pentru o firmă terță care să facă acest lucru. Absolut. Asta este condiția pe care o le-am pus-o. De fapt, am ajuns cu toții la această variantă, care cred că este cea mai bună pentru loterie. Spuneați de controle la Intralot. Ați făcut controle, dacă da, care e rezultatul lor? Pentru că anul trecut, să ne aducem aminte, a tot fost prelungit contractul cu Intralot prin încheierea de acte adiționale, care nu aveau în vedere decât asigurarea mentenanței la prețuri foarte mari, 3-4 milioane de lei lunar. Nu, s-a menținut procentul din vechiul contract, adică practic doar au venit actul adițional, nu s-a mărit procentul.
cu un an de zile. În momentul în care am venit ministru, am luat această decizie de a întrerupe acest contract, pentru că nu mai, din punctul meu de vedere, nu mai trebuia prelungit, dar nu mă pune să fac considerații despre alte prelungiri. Raportul Corpului de Control s-a transformat și în procesizare penală? Nu a fost încă finalizat, pentru că acel raport a fost completat și acum se completează și cu Novomaticul. Este un raport complet în trei etape. Un raport pe ambele pe toate, contracte. Pe toate. Redevențe. În cât timp va fi finalizat proiectul unui nou sistem de taxare a resurselor petroliere? Noi ne-am propus ca la sfârșitul lunii aprilie să intrăm într-o primă lectură cu acest proiect în guvern. Tot ca și proiect de lege vrem să fie. Ne dorim cu toții, și aceasta este decizia pe care am luat-o la nivel guvernamental, ca acest proiect, pe de-o parte, să încurajeze pe cei care vor să investească în România, pe de altă parte, să ajungem la un nivel al redevențelor care să fie corect pentru partea română, astfel încât să avem și venituri mai mari, dacă se poate, dar în același timp să fie și atractivi din acest punct de vedere pentru cei care doresc să investească. Chiar săptămâna viitoare va pleca în Norvegia secretarul de stat, domnul Dan Manulescu, care se ocupă de implementarea și coordonează acest proiect. Vrem să vedem și experiența altor țări. Este foarte important să discutăm din nou cu mediul de afaceri, din nou cu toți partenerii politici, pentru că nu trebuie să fie o decizie a guvernului. Trebuie să fie a Parlamentului și unanim acceptată sau majoritar acceptată. Este foarte important ca această nouă lege, precum și codurile, să rămână pe perioadă întrelungată, în vigoare, și să gândim din start care sunt problemele care pot apărea, să spunem, în următoarea. Ca filozofie de construcție, vă îndreptați mai degrabă spre redevență ca o taxă specială pe profitul obținut din producție sau ca o taxă pe venit? Încă nu vă pot răspunde, tocmai pentru că încercăm să vedem care este, să spunem, cel mai bun know-how în domeniu, și tocmai de aceea mergem și în Norvegia și în alte țări, să vedem cum au făcut alții care sunt mult înaintea noastră din acest domeniu. La nivel tehnic am primit foarte multe explicații, dar cred că trebuie la acest capitol specialiștii să aibă primul cuvânt. Cât a obținut, de exemplu, statul român anul trecut din... Nu vă pot spune exact. Cam 800 de milioane din redevențe. Dar nu calculați doar redevențele. Pentru că nu e vorba doar de redevențe. Mai sunt două impozite și pe profit. Și vom vedea ce taxe menținem. Și vom vedea dacă mergem pe un sistem al redevențelor, în sensul să eliminăm alte taxe și să creștem redevențele sau să le aliniem la cel al țărilor din jurul nostru, sau dimpotrivă vom merge cu alte taxe, cu aceleași taxe sau altele suplimentare și cu un nivel mai mic al redevențelor. Acest echilibru pe care îl căutăm, optimul pe care îl căutăm, nu este așa ușor de găsit, că dacă ne-ar spune cineva optimul e 5, am pune 5 sau am pune 7 sau am pune 6. Numai în urma dezbaterii și numai ascultând specialiștii putem să ne dăm seama. Recent a apărut în media internațională o listă, cunoscută drept lista lui Falcian, cuprinzând nume sonore care și-ar fi optimizat fiscal veniturile cu sprijinul băncii HSBC. Pe această listă se pare că figurează și câteva nume de români. Ați solicitat în mod oficial această listă de la banca respectivă? De la da, am discutat cu ANAF-ul să fac aceste demersuri. Mi-au spus că deja le-au făcut. Chiar dacă le-am primit acum, să spunem, ar fi tardiv, pentru că știți că după 5 ani intervine prescripția, dar e bine și să ai ca date. Acei bani probabil nu strică niciodată, dar trebuie să reținem un lucru. Noi avem acorduri cu mai multe state și an de an completăm astfel de acorduri, inclusiv un nou cod de procedură fiscală. Noi am prevăzut ca băncile românești să nu mai transmită doar oficiului de spălare a banilor, așa cum se întâmplă în prezent, și prin oficiu să se ajungă la ANAF, ci să fie direct această linie de comunicare cu ANAF-ul. Dar trebuie să fim corecți și în ceea ce privește faptul descris de dumneavoastră mai devreme. Nu înseamnă că toți cei care au bani acolo sunt vinovați. Este bună ca și informații să vedem dacă s-au plătit impozite pentru ei, și, bineînțeles, dacă ne vor ajuta în impozitarea lor ulterioară, este foarte bine. Vorbeați mai devreme de memorandumul care stă la baza investițiilor în infrastructura de transporturi. Printr-un memorandum adoptat miercuri de guvern s-a aprobat... Masterplanul. Memorandumul care... Aprobat masterplanul. Da, s-a aprobat
mandatarea Ministerului Transporturilor ca la stabilirea surselor de finanțare care stau la baza elaborării strategiei de implementare să ia în considerare un plafon mediu de împrumuturi publice, BEI, BERD, etc., surse de la bugetul de stat, inclusiv din acciză, pentru fiecare perioadă de programare, adică 2014-2020 acum, da? În valoare de 7 miliarde de euro. Ministerul Transporturilor împreună cu finanțele vor supune aprobării Guvernului României modificările care se impun pentru aprobarea plafonului surselor de finanțare conform legii. Ce modificări vor fi făcute? Ce se întâmplă? Ei, aici vorbim în special de MTO. Deci, aici este aici vorbim în special de MTO și, bineînțeles, o parte din deficitul normal deja negociat în cadrul MTO-ului să fie redirecționat spre dumnealor. Mai mult decât atât, există o propunere a domnului ministru și noi suntem în discuție cu ea, pentru că foarte multă lume a spus, bun, acciza nu se duce ca la sănătate. Știți că acciza la sănătate pe țigări, o parte se duce direct la sănătate. Și atunci există o propunere pe care noi nu o excludem, chiar o dezbatem zilele acestea, ca o parte din acciza pe motorină și benzină să se rugă direct la mine, să nu mai treacă prin bugetul de stat, cum a fost până acum. Așa s-a întâmplat, trece prin bugetul de stat și bugetul de stat. Nu, și bugetul de stat alocă. Îi se pierde urma, da, adică totul se pune într-un coș. Și atunci să avem această, cum vom avea miercuri, 2% din încasările loteriei, se duc direct la cultură. Proiectul care va intra în guvern. La fel este o propunere suplimentară față de MTO și de celălalt spațiu din deficit, pentru că, așa cum vă spuneam, nu este problema banilor sau atragerile banilor în România astăzi. Este problema spațiului fiscal. Pe lângă aceste două, să se adauge și 1% din acciză care să fie direcționat spre Ministerul Transporturilor pentru construcția la autostrăzi și căi ferate, nu alte subvenții sau alte lucruri. Apropo de asta, câți bani s-au adunat anul trecut din celebra acciză pe combustibil? Așa cum v-am spus, nu a fost. Acciza vine cu totul la pachet, deci nu vine separat. A fost o creștere de 1,5 miliarde per total, dacă nu mai mult. Și o ultimă întrebare. Ați informat Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional în legătură cu proiectul de cod fiscal care prevede scăderea TVA și toate celelalte scăderi. Ați discutat și cu echipele lor? Toate măsurile care noi dorim să le luăm în acest an, cât suntem în acord cu dumnealor, le-am spus și de anul trecut și anul acesta. Deci, numai că i-am informat în decembrie, am încercat în decembrie ca una din aceste măsuri să fie aplicată, dar tocmai pentru a nu avea, să spunem, din nou un disagreement pe bugetul pentru anul acesta, am renunțat și am spus în felul următor. Așteptăm să vedem primul trimestru. Aceasta a fost concluzia. Ei au spus, nu o să faceți încasările, noi am spus să le facem, pentru că asta este tendința, se vedea încă din octombrie, noiembrie și decembrie, că ANAF-ul a intrat pe o linie bună de recuperare, iar în februarie le-am și introdus în scrisoare. Deci în scrisoarea pe care n-am mai semnat-o în final din cauza celor trei motive pe care vi le-am spus mai devreme, este introdusă reducerea TVA-ului și scăderea accizelor și, pe de altă parte, eliminarea unora dintre ele. Nu am discutat cu dumnealor ce se întâmplă de la 1 ianuarie 2016 în afara... Deci nu toate măsurile, da. Nu, n-am discutat măsurile care sunt în afara acordului. Dar cât suntem în acord, numai că le-am discutat, le-am prins și în scrisoare. Dar, având în vedere ce ați spus la începutul discuției, că nu excludeți un nou acord cu Comisia, cu Fondul Monetar Internațional, când ar trebui să aibă loc această discuție de acomodare a pozițiilor, să spunem, legată de măsurile din 2016? Dacă nu există un nou acord, nu ar trebui să fie. Dacă nu există, sigur, dar tocmai mi-a spus la începutul discuției că vă doriți. Nu se va putea face. Nu, n-am spus că ne dorim. N-am spus că îmi doresc sau ne dorim. Punctul meu de vedere personal este știut de foarte mult timp. România, din punctul meu de vedere personal, nu cred că mai are nevoie de un acord cu Fondul Monetar și Comisia Europeană. Dar, bineînțeles că respect și susțin punctul de vedere al Guvernului ca un alt tip de acord mai flexibil să poată fi adoptat. Dar acel tip de acord va lua în calcul codul fiscal aprobat deja. Pentru că noi vorbim de codul fiscal și codul de procedură care în iunie vor fi aprobate, într-o formă sau în alta. Adică nu poți să faci un acord și să spui tu modifici legea. Păi de-abia am dat-o. Ați văzut ce spune Comisia Europeană și Fondul Monetar. Mergeți bine, indicatorii, dar n-aveți predictibilitate și stabilitate. Corect. Așa este. De 25 de ani noi în țara asta n-avem predictibilitate și stabilitate. Haideți să avem 5 ani de acum încolo, că după aceea vă spun că o să avem 10 ani și ne va fi mult mai ușor.
Și aș mai vrea să fac o completare, dacă se poate. Păi mâine este 1 martie. Da. Și aș vrea, chiar prin intermediul dumneavoastră, să anunț pe toți cei care au societăți comerciale că 2 săptămâni până pe data de 15 martie, toți angajații ANAF-ului și o mare parte din angajații ANAF-ului inspectori vor fi în teren și vor verifica dacă toată lumea aplică acea obligație de a afișa la loc vizibil, lângă o casă de marcat sau la intrarea în magazin, posibilitatea ca omul să plece cu bonul în cazul în care nu primește bon fiscal sau să sune la un telefon, la telefonul verde, unde va răspunde un angajat al celor de la antifraudă. Primele 2 săptămâni vor fi mai mult de prevenție și chiar inspectorii de la antifraudă vor veni și vor înmâna nu mărțișorul, ci acel afiș, gratis, doar să-l afișeze. Dar această mână întinsă va dura 2 săptămâni. Începând cu 15 martie, chiar astăzi vor emite ordinul, vor intra pe partea cealaltă. Și anume să controleze dacă aceste afișe sunt, toată lumea le are instituite. Iar cei care nu vor emite bon fiscal, va apărea o nouă procedură și magazinele și spațiile comerciale vor fi închise, se vor pune afișe. Deja v-am spus, astăzi va apărea ordinul prin care se va semnala că acel magazin a fost închis, acea locație, pentru că nu a emis bonuri fiscale. Perioada va fi până la 3 luni de zile și începând cu 15 martie aș dori ca să nu mai existe cineva care să nu emită bon fiscal, pentru că numai așa putem să intrăm toți în normalitate. Deci primele 2 săptămâni vor fi mărțișori și vor primi acest afiș și rog pe toți cei care au aceste spații să le afișeze. Iar următoarea perioadă va începe un control, astfel încât să eliminăm din piață pe toți cei care fac o concurență neloială celor care astăzi contribuie la bugetul de stat, care angajează cu carte de muncă, care fac o economie corectă. Vă mulțumesc, încheiem aici cu speranța că de la 1 martie aceste mărțișoare ale fiscului să nu ajungă doar la magazinele mai mici sau mai mari, dar să ajungă și în locurile în care știm la bunul simț că e concentrată o mare parte a evaziunii fiscale, cum ar fi complexele chinezești de la marginea Bucureștiului, portul Constanța, antrepozitele fiscale de prin județul Prahova. Doresc ANAF-ului din toată inima să ajungă și acolo cu astfel de mărțișoare. Sunt sigur că o să ajungă și acolo. Și o să urmăresc. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.